Bună seara la toți! Mă numesc Irina, sunt născută din Republica Moldova, la moment locuiesc în Rusia și eu astăzi voi da informația despre companie, despre fondul britanic de investiții S Group, da? Câteva cuvinte despre mine. Am diferit staj, da? Adică am lucrat și la bancă, sunt economist contabil de profesie. Din 2017 am încercat să fac un business de network business, poate spus, da? Dar mari rezultate nu am reușit. Am o experiență de un staj cu cumpărat o experiență într-o companie de financiară care peste o lună zile s-a închis, da? Deci în luna aprilie 2022, când mi s-a propus compania S Group, eu primul lucru ce am făcut, adică am luat 3 săptămâni o pauză și am început a verifica despre companie, da? După ce am văzut că totul lucrează, după ce am văzut că se poate de avut încredere în așa companie, am luat să fiu și un partener activ de bază al companiei. La momentul dat, datorită acestei companii, mi-am format un capital familiar care ne aduce în jur de 1500-2000 de dolari lună de lună. Am în echipa mea, da, adică am recomandat această companie la mai multe persoane care primesc deja un venit pasiv de la 2000 de lei până la 10.000 de lei, în jur de 15-20 persoane, da? Și peste 20-25.000 de lei am în jur de 5 persoane. De aceea, desigur, fiindcă este un fond britanic de investiții, merge vorba, desigur, și de investiții, da? Și apare și întrebarea, dar de ce avem nevoie să investim? Eu mai înainte credeam că investițiile sunt date pentru aceea ca să putem câștiga mai mulți bani. De fapt, investițiile ne ajută ca să salvăm și să înmulțim sursele noastre financiare. Adică, trei puncte obligatorii care noi trebuie să le facem pentru legea financiară, da? Pentru legea banului, cum se spune, pentru că banul să vie să se înmulțească. Este de a câștiga mai mulți bani, da? Pentru a salva banii și a treilea punct este de a-i pune în funcție ca să lucreze și să se înmulțească, da? Noi cu toții cunoaștem cum să facem bani mai mulți, dar cu părere de rău, foarte puțini cunoaștem cum să salvăm banii, adică să nu-i cheltuim până ultima bănuț, până ultima capică, cum mai spunem noi, da? Și plus la asta încă să-i înmulțim, da? Adică nu sunt nu avem informații, nu avem capacitatea, da? Adică nu știm cum să facem. De aceea, acele persoane care merg spre acest pas, care găsesc posibilitatea de a face parte dintr-un instrument investițional, la aceste persoane investițiile le dă un așa resurs ca timpul, pentru că atâta timp cât noi nu avem undeva pus deoparte ca banii să ne aducă bani, noi toată viața ne vom ocupa de ce ca să câștigăm bani personal, da? Adică vom avea și două și trei vom avea și două și trei locuri de muncă numai ca să lucrăm și să câștigăm bani. De aceea, în momentul în care noi avem o anumită sumă de bani care ne aduce un venit lună de lună, noi putem deja să avem mai mult timp pentru sănătate, pentru ca să căutăm de sănătate, avem nevoie de timp. Ca să fim mai mult cu familia, avem nevoie de timp. Pentru ca să călătorim, avem nevoie de timp, da? Chiar și dacă bani ai, dacă nu ai timp, că te ocupi permanent de lucru, nu ai unde merge, n-ai timp să mergi. De aceea, anume investițiile ne dau acest resurs scump, aș spune, da? Ca timpul. De la vârsta de 22 până la vârsta de 60 de ani, acele persoane care, de fapt, lucrează zi de zi la un loc de muncă și achită lună de lună un venit, un impozit de la salariu și care ajung de fapt la vârsta de pensie și ies la pensie, sunt acei investitori care au avut răbdarea ca în perioada de 40, 35, 40 de ani să lucreze și să pune banii deoparte, da, în fondul de pensie. Și tu mai la cea vârstă, peste 40 de ani, să le dea un venit pasiv, da? Ceea ce ne oferă compania S Group, da? Ne oferă posibilitatea de a avea o pensie care ne-o dorim deja acum, indiferent ce sumă, ce vârstă avem noi.
Ce tipuri de investiții există la momentul dat? Păi sunt diferite și avem acces, fiecare din noi are de fapt acces și poate să facă un venit în baza la aceste instrumente. Dar din motiv că mergeți în industrie imobiliară, mergeți depozit la bancă, metale prețioase, titluri de valoare, obligațiuni, criptomonetă, da? Cum foarte mulți vorbesc despre criptomonetă și la fel puteți să mergeți și să investiți bani în aceasta, în Forex la fel. Dar dacă nu aveți cunoștințe, e și normal că este mai mare probabilitatea că veți pierde capitalul care l-ați investit decât veți face un venit, decât veți primi un venit sau veți înmulți banii dat. La momentul dat, compania S Group ce spune? Că astăzi mai mult ca oricând, oricine are acces la o gamă largă de oportunități de a investi și de a crea venituri pasive. Dar între dorință și succes, întotdeauna este nevoie de cunoștințe speciale, experiență și expertiză, da? Și desigur, compania S Group vine cu o soluție, adică, indiferent cunoașteți voi cum lucrează instrumentele companiei sau nu, vă dă posibilitatea de a fi investor aici, da? Și a primi o dobândă lună de lună. Mai mult de 106.000 de persoane deja sunt investori. Mai mult de 20 de persoane juridice colaborează cu compania S Group și deja sunt deschise 203 țări din globul pământesc care deja au investit în companie. Mai departe, sunt 75 de angajați și mai mulți care lucrează zilnic asupra ceea ca compania să se dezvolte și să fie o companie care lucrează foarte bine, da? Și avem reprezentanțe planificate, da? Și deschise în diferite țări deja, da? Ca Estonia, ca India, ca Germania, Rusia și așa mai departe. La ce trebuie să tragem atenția în momentul în care în fața noastră este un instrument investițional, o companie, da? Nu tragem atenția la câte procente ne le dă persoana dată, da? Sau compania dată și cât mai mult ne dă, noi acolo mergem. Nu. Asta este cea mai mare greșeală pe care o facem noi când nu ne uităm la fundamentul companiei, dar ne uităm la ceea ce poate să ne ducă în eroare, da? Și uitați-vă că acestea sunt criteriile de bază la ce trebuie noi să tragem atenția când o să mergem pe linkul, pe registrul de înregistrare a companiilor juridice, Company House, asta este în Marea Britanie, și când vom verifica companie, Sensor System Group este holdingul nostru, care este o grupă formată din mai multe companii juridice, da? Și care atrage investiții, este important să vedem care este statusul de fapt a companiei la momentul dat. Și noi vom vedea că compania este înregistrată pe 24 iunie 2020 și până în ziua de astăzi este companie activă, da? Are genuri de activitate care le-a arătat direct în momentul înregistrării că se va ocupa cu alte activități de servicii privind tehnologie informației, activități ale fondurilor de investiții, activități ale companiilor de investiții deschise, da? Și administrarea piețelor financiare. Adică, compania ce declară, a ce face, coincide 100% ceea ce spune cu ceea ce face. Mai departe, noi vedem mai jos că scrie a patrulea gen de activitate, scrie administrarea piețelor financiare. Adică, s-a achitat un capital autorizat de 5 milioane de funte sterline, da? Pentru ce? Și noi vedem că este achitat și nu are o datorie. Nu este achitat cu scopul de a da o garanție pentru noi, persoanele care suntem investori, că în caz că se va întâmpla ceva la companie, compania din suma asta de bani ne va întoarce. Nu. Din motiv că compania declara din start că va fi administrarea piețelor financiare, era nevoie de achitat o sumă mare pentru a demonstra, într-adevăr, banca care se va deschide, că administrarea piețelor financiare merge vorba de licență adăugătoare pentru bancă, da? Și era nevoie de achitat suma dată pentru a arăta că din start fondatorii au bani speciali, au bani destul pentru ca acest banc să înceapă a lucra. Mai departe, are un criteriu de fiabilitate, de încredere, da? Adică este un cod internațional de identificare a persoanelor juridice. Merge vorba de cod LAI, cod LEI, cod LAI, cine cum face
Accentul este un cod unic atribuit unei persoane juridice în conformitate cu standardul internațional ISO 17442 și utilizat în tranzacții și raportare pe piețele financiare internaționale. Adică este obligatoriu pentru toate băncile, pentru toate persoanele juridice care anume au direcție financiară. La momentul dat și în anul 2020, când a depus documentele pentru a primi acest cod LEI, cod LAI, nu era obligatoriu pentru compania noastră, dar din motiv că compania are ca scop din start, a avut scop să meargă transparent, să meargă legal și așa mai departe, a depus documentele, a primit acest cod și în fiecare an îl confirmă, da? Deja de 3 ori compania a confirmat acest cod LEI. La momentul dat, dacă veți verifica băncile personale din țara în care vă aflați, România sau Moldova, nu are importanță, sau sunteți undeva peste hotare, în Germania, cunoașteți băncile voastre, da? Mergeți cod LEI, așa și este registru special, da? Sau rugați persoana care v-a invitat să vă transmită link-urile de verificare și chiar verificați băncile. Dacă nu era să fie un codul acesta atât de important pentru ele, atunci ele nu erau să-l aibă. Dar din motiv că într-adevăr este un cod care le permite să lucreze mai departe, pentru că le verifică tranzacțiile, cum au lucrat timp de un an, pentru că în caz că vor fi careva tranzacții nu cum trebuiește, acest senat are dreptul, această grupă de companii are dreptul să retragă codul lei, LAI, și să scrie că nu mai aveți încredere în această companie, da? Adică este ceva de mare valoare, adică este un criteriu foarte puternic. Și uitați-vă că la momentul dat, compania S Group, Sensor System Group, are toate criteriile de încredere cum le-ar avea o bancă, da? Mai departe, care este misiunea S Group? Este de a crea un ecosistem financiar global care să le permită fiecărui partener să utilizeze servicii inovatoare și să câștige bani pe el. Indiferent, cunoașteți voi încă o dată, spun, da, sau nu, cum lucrează instrumentele date în companie. Ea da posibilitatea ca noi să avem un venit adăugător. La momentul dat sunt patru direcții în care putem să investim o anumită sumă de bani și să primim un venit lunar. Asta este S4. Forex, este S-Pharmaceutical, lunar sau trimestrial, da? Pentru că sunt direcții lunare cu venit și sunt direcții trimestriale. SIPO și ecosistemul financiar. Două direcții, și anume sistema de caritate și trainingurile și abuceniile, da? Adică învățarea, instruirea, merge vorba despre instruire, educație financiară, sunt gratis, adică le facem noi în karmă, da? Adică pentru noi. Prima direcție cu care a startat compania, da, și lucrează până la momentul de ziua de astăzi este trading, este Forex Market, adică este o birjă, o bursă internațională unde se întâlnesc toate băncile, toate țările din lume și fac un schimb de valută de bani fiat, adică euro, dolari, lira sterlină, nu are importanță, adică s-a format în anul 1971, în momentul în care fiecare țară a început să aibă personal, valuta ei personală, da? Și în momentul în care a apărut, de exemplu, prestarea serviciilor între țări, o țară cumpără, de exemplu, nu știu, lemne, de exemplu, Moldova cumpără lemne de la România, spre exemplu, da? Moldova nu are valuta România, ea are nevoie să meargă la birjă pentru a cumpăra lei românești să vândă lei moldovenești, da? Și la momentul dat, pe bursa dată, compania lucrează cu aproximativ 30 de perechi de valute. Și cum se poate făcut un venit aici? Adică, am cumpărat valuta mai ieftină, am vândut-o mai scump, da? Diferența se primește venitul la companie. De ce au ales anume Forex-ul? Pentru că cât timp va lucra Forex-ul? Atâta timp cât între țări vor fi o valută diferită, da? Mai departe, pentru că la ziua de astăzi cererea de cumpărare la valută este de la 6 până la 7 trilioane de dolari, adică Rusia este o țară foarte mare de producere. Ea are nevoie să lucreze un an de zile ca să facă un profit, un venit de la 3 până la 4 trilioane de dolari. Aici numai pe zi cererea este de la 6 până la 7, da?
Ce înseamnă asta pentru investor, pentru voi care priviți această informație? Că indiferent cu ce sumă ați venit la companie, cu 100 de mii dolari, cu 1 milion de dolari, câți investori compania nu ar avea, ea, chiar pe cont de va fi 1 trilion de dolari, ea nu va corecta această piață. Ea permanent va putea să facă un venit pentru investorii lor. Este interesant? Desigur. Mai departe, ce instrumente lucrează pe această bursă? Pentru că atunci când merge vorba despre o sumă mică, omul se descurcă. Dar în momentul în care merge vorba despre sume mari, deja la om se pornește sistemul nervos, retrăială și așa mai departe, da? Človeческий factor, cum mai spunem, da? De ce compania a testat diferite programe, diferite roboți? Și au rămas la concluzia că robotul programă cu intelect artificial și în bază la rețele neuronice este cel mai convenabil să lucreze pentru noi. Da? De ce? Pentru că are posibilitatea de a prelucra un volum foarte mare de informație într-un termen foarte scump. Pe când 10, 15, 20 de analiști au nevoie de o săptămână, două să steie la supra aceste informații. Lucrează 24 din 5, nu are nevoie să meargă la culcare, la mâncare și așa mai departe, adică programa este instalată și ea lucrează. De ce 5 zile în săptămână? Pentru că sâmbătă și duminică bursa nu lucrează. Mai departe, are un algoritm profitabil, adică este depus un risk manager anumit și programa înțelege că ea mai mult decât minus cât s-a făcut nu are dreptul, da? Și este închisă tranzacția. Adică omul când vede că a luat o valută și se duce în minus, noi ce facem? Noi așteptăm, Doamne, nu își poate crește, da? Așteptăm să crească cursul înapoi. Pe noi ne doare java, cum se spune, da? Adică noi nu închidem sделка, nu închidem tranzacția. De ce? Că noi retrăim, de dacă truc să ridică înapoi cursul înapoi, da? Și de la aceea, că noi așteptăm cândva se va ridica, noi putem să pierdem tot bugetul. Dar la programă este un anumit algoritm și ea știe că mai mult la momentul dat companie nu merge în risc mai mult de 5% și ea știe, aha, s-a format minus 5% cu tranzacția asta, eu am închis-o, merg la următoarea, următoarea. Și de la aceea că se fac instantaneu, permanent, cât mai multe tranzacții, chiar dacă sunt operațiuni cu minus, da, adică cu pierdere, noi acoperim această pierdere de la ceea că se face foarte multe tranzacții pe zi. Cunoaștem că deja de aceste programe cu intelect artificial se ocupă foarte multe. Băncile deja încep să instaleze și uvalnește, da? Adică oamenii îi eliberează de la lucru, da? Și așa mai departe. Bursele se folosesc de ele și desigur compania Grup nu a luat personal și a format acest programă și a instalat-o, da? Dar a luat-o în arendă la companie DS, pentru că acest robot are nevoie de cel puțin 3 ani de zile pentru ca să fie testat, să se reguleze problemele care sunt, da? Adică să se fie nu, corect să meargă să lucreze. Și noi vedem că la momentul dat cu companie DS colaborează așa companii ca JP Morgan, asta este o bancă americană, da, este una dintre cele mai mari bănci ale Americii, da? Băncile europene, BNP, Paribas și așa mai departe. Și desigur, datorită aceea că fondatorii noștri au avut ieșire la această companie, suntem și noi în lista partenerilor, da? Mai departe, nu este o garanție aici că dacă veți face o investiție, atunci lună de lună veți primi un anumit procent. Noi avem o statistică. Noi ne uităm cum au lucrat anii trecuți, cum au lucrat lunile trecute și în baza la aceasta noi facem o presupunere cum va lucra robotul luna viitoare, da? Și noi vedem că pe anul 2019 o rată medie a fost de 14,09% pe lună, pe lună, da? În anul 2020 o dobândă lunar, da, un randament mediu lunar a fost de 14,56% pe lună. Pe anul 2021 am avut un randament de 12,14 lunar și așa mai departe, da? Anul 2022 s-a primit în jur de 10%. Adică dacă va fi plus, compania va împărți acest venit în dependență de ce sumă aveți încredere în companie, da? Adică nu este o garanție cât va face robotul, dar este o garanție că dacă va fi plus, atunci în dependență
dependență cât voi ați investit, compania așa va împărți. Adică, aveți încredere de 100 de dolari la moment față de companie, ați făcut o investiție de 100 de dolari, înseamnă că venitul care se va obține timp de o lună, 50% merg către companie, 50% merg către investor. Dacă aveți o încredere și o posibilitate de a face o investiție de 5.000 de dolari și mai mult, atunci compania împarte 70% merg către investor, 30% companie își lasă ei. Iar dacă aveți o posibilitate și o încredere de mai mult de 50.000 de dolari, maximum cât compania poate să dea este 85% din venitul obținut, da? 15% companie își lasă ei. De ce? Pentru că compania are cheltuielile ei personale, de care are nevoie de reclamă, publicitate, da? De care are nevoie de achita angajații, de a dezvolta mai departe noi direcții și așa mai departe. De aceea, minimul cât poate să lese este 15%. Și de la aceea că în companie lucrează deja 3 ani și 3 luni de zile deja, da? Mai mult de 3 ani lucrează. Și încrederea la investor este mai mult de 50.000 de dolari aproape fiecare zecime. Și să noi vedem că cu cât mai mulți bani sunt la companie, cu atât mai mult procent pentru cheltuieli companiei și la să iei, adică pe venit compania este mai mic. Deci, cheltuielile suplimentare care sunt pentru conturile noastre, le achităm noi direct. Adică, când facem o investiție de 100 de dolari, noi achităm taxa pentru conectarea intelectului artificial, programă de intelect artificial. Odată în an, achităm 5% pentru administrarea contului. Da? Aceste cheltuieli sunt pe spinarea noastră, pentru că compania nu și cheltuieli a suplimentare, cu toate că deja merge mult mai mult, da? Fiindcă mai mult venit merge deja către investor, mult mai puțin venit compania și lasă ei. Și noi suntem de acord. În momentul în care noi vedem că aici putem să primim un procent plus minus de 10% pe lună, că noi vedem în anul 2022 s-a primit plus minus 9,6%, dar în anul 2023, pe luna ianuarie, s-a primit 11,33%, pe luna februarie noi avem 7,7%, aproape 1%, da? Adică este diferență, da? Este un procent nu stabilit, dar este flotant, da? Mai departe, dacă ați fi investit, spre exemplu, în anul 2022, o sumă de la 100 până la 500 de dolari, era să aveți o dobândă, un randament lunar mediu de 4,80%. Dacă era să fie investit de la 500 până la 1500, în dependență, da? Adică 60 la 40 împărțim, era să aveți o dobândă curată, un randament curat, lună de lună, 5,76%. Mai departe, avem așa un concept ca dobândă compusă, a 8-a minune a lumii. De ce? Pentru că ați investit astăzi 500 de dolari și cu toate că în fiecare lună aveți posibilitatea de a scoate dobânda și a trăi pe bază la ea, dar, spre exemplu, puteți să lăsați 500 de dolari pe o perioadă de un an de zile, să nu umblați la dobânda care se formează și se primește că prima lună primiți curat 28 de dolari, luna viitoare se duce nu deja 500 de dolari în lucru, dar se duce 528 de dolari și se primește procent în bază la procent pe perioada de un an de zile. 500 de dolari investind, răbdând un an de zile, veți avea un capital de plus minus 1000 de dolari, care o să vă ducă în jur de 80-90 de dolari, da? Undeva 75-80 de dolari. Mai departe, ați răbdat încă un an, adică ați făcut o investiție de 500 de dolari, 2 ani de zile ați răbdat, plus minus veți avea un capital, un sold de 2000 de dolari, care o să vă ducă în jur de 150-180 de dolari. Lună de lună dobândă. Ați mai răbdat un an, adică 500 peste 3 ani de zile, va fi plus minus 4000 de dolari și puteți, de exemplu, aici vă aranjează un plus minus 300-320 de dolari lună de lună, undeva în jur de 300 de dolari se primește o dobândă, înseamnă că ok, puteți să trăiți cu această dobândă și banii voștri lucrează. Putem să ne uităm la cifre diferite, da? Pentru că și în business investești mai puțin, mai puțin ai de câștigat. Investești într-un business mai mult și ai și un venit mai bun de la business-ul dat. Așa și aici. Investești 500, ai 30 dolari pe lună. Investești 5.000, ai 336 de dolari
dobândă lună de lună. Dar dacă acești 500 de mii i-ați lăsat pe o perioadă de un an de zile, nu ați îmblat la ei, peste un an de zile veți avea un capital de 10.000 de dolari care vă aduce în jur de 7-800 de dolari lună de lună. Dar dacă 5.000 de dolari lăsați pe o perioadă de 3 ani de zile, veți avea un capital de plus minus 62.000 de dolari și veți avea în jur de 8.000-9.000 de dolari un venit pasiv lună de lună. Adică, investind astăzi 5.000 de dolari, răbdând 3 ani de zile, peste 3 ani de zile puteți să fiți un pensionar cu o pensie de 8.000-9.000 de dolari care poate să-și permită să trăiască în orice colț al lumii. Eu vorbesc cu cel mai serioase intenții și dacă o să mă întrebați, Irina, ok, dar o să lucrez acest instrument peste 3-4 ani de zile, vreau să vă spun că la momentul, la ziua de astăzi, compania are cele mai puternice dovezi că ea este o companie cu perspective de 10, 20, 30 de ani înainte. Vă dați voi posibilitatea să vă aprofundați în această informație și să vedeți cât este de adevărat totul ce se petrece aici în companie, este responsabilitatea voastră. Pentru că, da, puteți să priviți această informație și să spuneți că este totul o poveste și nu cred, și asta toți sunteți, aveți dreptate, da? Pentru că, într-adevăr, noi nu am avut așa instrumente până la ziua de azi ca să putem crede că asta este real, da? Dar dacă voi veți acorda o oră, două și vă veți aprofunda în această informație și o să vedeți că, într-adevăr, totul ce s-a spus la prezentare este adevărat, acest instrument desigur va lucra pentru voi și nu numai peste 3 ani de zile veți avea o dobândă, dar veți avea și peste 10, și peste 10, 20, și peste 30 de ani. Posibil și nepoții voștri vor putea să primească un venit de această companie. Mai departe, a doilea instrument este ecosistemul financiar, da? Este din două părți, este merge vorba despre lumea digitală, da? Prima parte merge vorba despre un token SVCT, se numește S-Wallet Convertible Token. Este un token creat de companii în conformitate cu standardul BEP20 în rețeaua Binance Smart Chain. Este conceptul pentru a menține o componentă economică stabilă, efectuând tranzacții financiare sigure și instantanee în întreaga lume, da? La momentul dat, un SVCT este egal cu un dolar. De ce s-a făcut așa? Pentru că se va implementa, se va folosi să fie un instrument de investiții, să fie ca primirea de recompensare și randament investițional, da? Depunere și retragere de fonduri, stabilirea veniturilor, transferul nelimitat între utilizatori va fi și desigur se așteaptă să fie un instrument de plată, să se utilizeze SVCT ca mijloc de plată pentru servicii și produse de investiții. La momentul dat este implementat deja pentru companie S-Group, adică pentru toată comunitatea S-Group. Și care sunt avantajele? Avantajele este că e oportunități suplimentare de câștig și investiții în ecosistemul criptomonetei, da, va fi maximal convenabil, va fi stabilitate, pentru că nu va fi, este protejat de volatilitate și de factorii economici externi, adică nimeni în lume nu va putea să vă blocheze conturile, adică securitatea este foarte înaltă, pentru că noi cunoaștem că persoanele care au avut conturi deschise în moneta USDT, adică un dolar digital, și n-au putut să demonstreze de unde au banii pe conturile date, conturile au fost blocate și ei pur și simplu, dacă nu au putut să demonstreze, nu au avut acces mai mult la acești bani, adică puteți fi milionier, dar peste noapte puteți să deveniți zero, adică pentru că dacă nu veți putea demonstra. De aceea compania a înțeles că cât este de important pentru comunitate, că chiar dacă nu va putea să demonstreze, să poată să stea liniștită că banii lor nu vor fi, nimeni nu va îmbla la ei, adică regulatorii, factorii externi nu vor putea să facă ceva. De aceea nici fondatorii nu au acest buton de a debloca, nimeni în lume pur și simplu nu are posibilitate. De aceea pentru comunitatea întreagă va fi foarte interesant și vor dori să salveze sursele lor financiare în așa monetă, da? Și desigur va fi anonimat, adică dezvoltatorul nu interfectează cu operațiunile, adică el nu spune la nimeni, nu dezvăluie absolut nimic. Și vai de parcurs al SVCT este integrarea, se așteaptă integrarea SVCT de așa în spațiu digital,
prezentate pe platformele de top din lume și, desigur, să fie o distribuție maximă, implementare pentru uz personal și de afaceri plată pentru servicii, etc. Și a doua parte la noi este ecosistemul financiar, este vorba despre un portmoneu, o aplicație care poate să descarcă oricine, se numește S-Wallet, chiar așa, și o căutați în App Store sau în Play Market. Este ca un, la momentul dat, este un multivalutar, un portofel multivalutar în ecosistem pentru stocare, primire, transmitere și schimbul de active digitale. Da? Este funcțional, adică puteți să faceți mai multe operațiuni în el. Viteza este maximă, pentru că în orice moment puteți din moneta digitală în moneta fiată să faceți conversie, adică să schimbați valuta. Mai mult de 15.000 de persoane se folosesc pe zi de aceste aplicații, da, de acest portofel multivalutar și are o locație disponibilă în mai mult de 100 de țări. Mai departe, ceva greu să te S-Wallet-ul funcțional, da, care este. Primire, depozitare, schimbul, transferul de fonduri și staking-ul este accesibil pentru toți, absolut indiferent, sunteți parteneri al companiei sau nu. Doar pentru că parteneri de companie, adică avem ceva funcții adăugătoare. Staking SVP, vreau să mă opresc câteva secunde aici. Uitați-vă, online bank, acum știu majoritatea că este, adică fiecare bancă la momentul dat are o aplicație online. Și desigur fiecare bancă are o acțiune a ei, da? Costă la momentul dat cât costă. Și de aceea în anul 2021, la fel, compania S Group a eliberat SVP, o acțiune, un token la portofelul dat S-Wallet, care l-a eliberat cu 10 cenți. La momentul dat el este în jur de 50-60 de cenți. Și putem face un staking, adică puteți pur și simplu să cumpărați acum pe 3 birje. Cumpărați acest token și puteți două variante. Pur și simplu să-l țineți în S-Wallet, să așteptați când va crește și îl veți vinde. Sau a doua parte este îl cumpărați, faceți un staking, un depozit pe jumătate de an sau un an de zile. Plus la ceea că va fi depozitul făcut, la sfârșitul perioadei, veți avea încă o dobândă suplimentară. Adică, de ce este interesant pentru investor? Pentru că, de exemplu, a făcut 500 de monete, le-a înghețat, la prețul care este la moment, de exemplu, 50 de cenți, da? Și peste un an de zile, depozitul se eliberează și plus la asta primiți 70% în SVP, adică în jur de 300 de SVP veți avea adăugător. Ați înghețat 500, 800 de monete vă vin înapoi. Și acum el costă, spre exemplu, 50 de cenți. Peste un an el poate să costă 1 dolar, 2 dolari, nu are importanță. Capitalul vostru deja va fi mărit. Chiar dacă va costa 50 de dolari, 50 de cenți, spre exemplu, oricum 500 de monete o să vă aducă timp de an 300, adică o să fie 800. Dar dacă va crește încă, cel puțin un dolar va costa peste un an, adică voi din 500 de monete care le-ați cumpărat cu 250 de dolari, plus dobânda, plus minus veți avea 800 de dolari peste un an de zile. De câte ori a crescut? Socotiți, da? Mai departe, traseul ecosistemului S-Wallet. A fost eliberat fondul de recompensare, adică pentru a face SVP staking aveți nevoie de a primi remunerare. S-a eliberat buget adăugător, schimb de tokenuri între rețeaua ERC20 și BEP20 și nu de mult acum la sfârșitul lunii ianuarie s-a deschis platforma SPAT. Dar se așteaptă, programul de staking tot lucrează, se așteaptă împrumutul, adică voi puteți să dați monetele, de exemplu, personale pentru active digitale, da? Platforma de creditare se așteaptă, creditare și împrumuturi de active cripto, da? Se așteaptă ca singura platformă S-Wallet care este la momentul dat, când se va deschide banca anul acesta, așteptăm S-Bank să fie deschis, deja S-Wallet nu va fi ca un pur și simplu multivalut portofel, dar va fi deja un banc online. Și va fi implementat ca să lucreze pentru ca business, da? Pentru afaceri, pentru persoanele juridice și se poate face achitări, tranzacții prin platforma dată. Și închipuiți-l, la momentul dat,
Sunt trei puncte făcute deja după traseul ecosistemului. Dar când va fi implementat elementar, da, pentru afaceri, e și normal că acțiunea la această companie va crește, va avea altă valoare, pentru că va avea altă comunitate și așa mai departe. Se așteaptă, acum în luna martie, S-Crypto Liquid Money. Ce înseamnă S-Crypto Liquid Money? Cum lucrează? Lucrează în felul următor. Utilizatorul oferă o pereche 1 către 1 în dolari echivalent cu fondul de lichiditate, în fondul de lichiditate, da? Crescând astfel lichiditatea generală pe platforma DeFi, la birje, la burse. Tokenurile sunt acordate ca recompensă pentru furnizare de active între toți investorii. Adică, vor fi câteva etape. Prima etapă merge vorba despre 1 către 1 SVP și STD confruntate cu dolarul, da? Puteți faceți un depozit pe un an de zile, va fi o minimum depozit se investește de la 100 de dolari și va fi o rată plus minus pe lună de 20%, da? Adică nu este stabilă până când, va fi flotant. Și 20% din, adică 100% pe an, da? Se așteaptă plus minus. Și 20% din câștigurile STD merg către companie, dar 80% din venitul care se va obține, compania îl împarte cu noi. 80 duc către investor, 20 companie își lasă ei. Mai departe, IPO SPA, da? Se așteaptă o modernizare, dar vă spun de ce este interesant anume cu compania S Group. Dacă voi veți dori personal să mergeți la o bursă de fonduri, da? Și să cumpărați careva acțiuni, nimeni nu o să vrea să vă dea consultație ce acțiuni să cumpărați, care o să fie, să vă facă o analiză, să vă spui corect în care acțiuni să cumpărați ca să meargă în sus. Să nu vă duceți voi cu ochii închiși și să cumpărați orice acțiune și peste câteva zile să cadă, da? Mai departe, dacă o să aveți 10.000 de dolari, cineva o să vă tragă atenția. Venind în companie și de la 500 de dolari, făcând o investiție, compania are echipa lor care verifică în ce anume instrumente, companii, în care anume acțiuni să se cumpere, face o analiză, investesc ei personal, adică riscurile sunt ale companiei, este un risc anumit pentru a face investiții, comisioanele și toate cheltuielile sunt luate suplimentar de către companie și mai departe, adică voi pur și simplu ați investit de la 500 de dolari, orice sumă, și independență de ce încredere aveți, coridorul îl vedeți, la 60 până la 85% voi puteți primi din venitul care se va obține la companie. Mai departe, compania nu este o companie de brochetaj, ea colaborează cu intermediari, pentru că pentru a avea o licență de brochetaj nu înseamnă, nu este o garanție că vei putea lucra mult timp. Deci este mult mai simplu de a lucra cu așa brochetaj ca Freedom in Finance, ca Interactive Broker, pentru că sunt cunoscuți, lucrează de 20-50 de ani pe piață și este mai simplu să lucrezi cu aceste persoane. Adică este o garanție că ei vor lucra, că ei cunosc cum să lucreze. Mai departe, avem a patra direcție de investiții, S Pharmaceutical, da? Cum lucrează această direcție? Este înregistrată în Elveția, la fel puteți să verificați personal această companie. Și de ce? Totuși vă spun, cu toate că nu aveți acces acum direct să cumpărați acțiunile de la companie, pentru că este o direcție foarte interesantă. Cannabis medicinal a început acum să se legalizeze în diferite țări. Cererea la această producție este mare, de aceea compania anul acesta deja a luat decizia să facă un business vertical, adică de la producerea cânepei până la produs final. Și de ce a făcut așa o analiză? Pentru că costul producției este de la 200 până la 300 de euro pe kilogram. Pentru a vinde producția, nu cânepa, da, ridicat-o și o vinde cu preț angro, da, preț angro, se vinde cu 750 de euro pe kilogram. Dacă se vinde din serie de tip european cu alte standarde de creștere a cânepii, se poate vinde cu preț angro de la 1200 de euro pe kilogram. Dar dacă se face producție personală, se vinde prin aparatele de parteneriat, atunci se poate lua de la 2500 până la 3500 de euro pe kilogram. Dar dacă se face producție și se vinde prin aparatele personale, prin Europa și așa mai departe, da? Se poate obține de la 5.000 până la 7.000 de euro de kilogram. Adică este o diferență foarte mare între producerea cânepii și prețul final.
De ce compania a tras atenție? Cei care deja au investit, au intrat la această direcție, au cumpărat acțiunile de la companie cu $1,20. Peste o lună de zile, până la sfârșitul lunii martie, așteptăm să ne vie acțiunile și sunt persoane care, de exemplu, vor să vândă, da? Pentru că deja acțiunile au crescut la companie. O să vândă cineva, o să doriți să cumpărați, puteți să cumpărați, primiți dobândă lună de lună de la această direcție, da? Mai departe, care este traseul? Păi uitați-vă, noi am fost în Abu Dhabi și, de fapt, toate punctele care au fost stabilite anul trecut, deja sunt toate implementate, da? Adică, deja fabrica este gata în Polonia, deja sunt lansate automate de vânzare prin Europa și deja s-a dus deja convorbiri cu Rusia ca să se vândă produsele pe teritoriul Rusiei la fel, nu numai în Europa. Și extinderea gamei de produse, noi am fost în Abu Dhabi, am văzut deja cum arată produsul nostru final, da? Fiecare punct care a fost spus de companie, totul a fost spus. Adică, tot ce s-a promis, totul se face. De aceea vă recomand să vă acordați timp și să analizați și să vedeți într-adevăr tot fundamentul companiei. Analizați, nu uitându-vă pe internet, pe Google, cine și ce prostie scrie, pentru că atunci când, da, mi-a plăcut o frază foarte interesantă, când este mai multă și mâncare gustoasă, șobolani mereu vor fi. Da? Și fiindcă, într-adevăr, aici sunt bani și mulți bani, vor fi hateri, vor fi persoane care se vor găsi, care să spuie că totul este rău și mai departe. De ce? Pentru că la momentul dat, S Group, într-adevăr, este o companie foarte mare concurentă pentru bănci, pentru alte companii financiare, înțelegeți? De ce e și normal să fie informație negativă. Dar noi trebuie să ne învățăm să avem propria opinie, pentru că pentru a analiza, pentru a da înțelege cum să analizez eu, pentru că viața voastră se poate schimba dacă voi corect veți analiza această informație. Dar dacă veți merge și veți citi ceea ce se scrie în internet, nică nu se va schimba. Dar voi vreți schimbări. Dar dacă vreți schimbări, atunci nu mergeți și citiți, dar acordați-vă 20-30 minute, o oră, două, nu are importanță. Vedeți despre ce merge vorba, verificați pe link-uri, uitați-vă Company House, mergeți în Estonia, da? Pentru că avem deschis țări diferite. Și este instruire și educație financiară. Și uitați-vă că persoanele care s-au folosit de sesiunile permanente care sunt de instruire, online, offline, atât la de nivel local cât și nivel internațional, își s-au schimbat foarte tare situația financiară, viața în genere. Nu și-au cumpărat numai mașini, nu s-au limitat la mașină, nu s-au limitat la o casă, dar au început să trăiască altfel, să călătorească altfel, să nu meargă cu cele mai ieftine avioane, da, să zboare, dar anume avioane de calitate și așa mai departe, da? Adică sunt programe, companii de network marketing care spune dacă tu faci aceea, câștigi mașină. Aici nu este așa ceva, câștigați bani și cumpărați-vă ce vreți și cum vreți. Mai departe, avem fundații de caritabilă, da? Adică pentru a salva noi generații, pentru că este important. Da, ne este nouă bine, dar facem un bine și pentru nouă generație. Mai departe, uitați, până acum eu v-am spus despre patru categorii, patru genuri de instrumente unde sunt, unde voi puteți să faceți investiții și să primiți un venit lună de lună sau trimestrial, da? La momentul dat este deschis Forex, direcția pentru fiecare. Puteți să începeți. Asta este cel mai simplu instrument cu care puteți începe și dinăuntru să vedeți cum totul funcționează. Dar, de exemplu, sunt persoane care spun, uite, eu vreau să am în Forex, de exemplu, 5.000 de dolari, 10.000, 20, 50 vreau, dar nu am posibilitate, am doar un buget anumit. Păi uitați-vă, companie pentru așa persoane a făcut suplimentar, adăugător. Numai dacă ați venit, ați verificat cum totul lucrează, v-a plăcut, noi spunem că business aici facem doar din dragoste. Dacă v-a plăcut totul ce este aici, ați văzut că este totul legal și transparent, ați înțeles că banii voștri se salvează și într-adevăr compania are de lucrat și de lucrat și va lucra 10, 20, 30 de ani, atunci
Aveți posibilitatea de a colabora, de a fi un partener activ al companiei, de a o ajuta să se dezvolte, de a fi un agent de publicitate în companie și compania vă va achita în dependență cum veți lucra. Adică, în momentul în care faceți un pas, primul pas de 100 de dolari, ați făcut un depozit, spre exemplu, la Forex de 100 de dolari, ați verificat totul, tot este super, începeți a recomanda lui mama, lui tata, soție, soț, frate, soră, nu are importanță. În dependență ce sumă va fi investită de invitatul vostru, compania de la acea sumă în avans vă achită cu 5%. Ați făcut o cifră de afaceri de 3.000 de dolari, compania din acest moment vă achită cu un bonus de 7%. În momentul în care veți face o cifră de afaceri de 25.000 de dolari, din acest moment compania vă achită un premiu de 10.000 de dolari. 10.000 de dolari, de 1.000 de dolari. Plus la asta, din acest moment voi sunteți la nivelul 4, primiți bonusuri 10,5% și mergeți mai departe, da? Și uitați-vă compania cum a făcut, chiar dacă nu ați avut bani, ați venit cu 100 de dolari, ați lucrat până la 25.000, după aceasta v-ați făcut un upgrade, adică depozitul vostru din 1.000 de dolari ați făcut până la 500, adică 400 de dolari. Voi singur v-ați ridicat depozitul propriu, 600 cheltuiți, faceți ce vreți, da? Cu toate până la a face cifra de afaceri 50.000 de dolari, voi încă veți mai câștiga bani aici, da? Dar dacă nu veți avea condițiile care le pune companie, 500 de dolari, de exemplu, să fie depozitul vostru minimal, nu veți primi premia. Când o să aveți 500 de dolari depozitul propriu, cifra de afaceri 50.000, veți primi premia de 2.000 de dolari. La moment, companie, ca să înțelegeți, pentru publicitate, pentru ca să vie clienți noi în companie, ea achită 16%. La acest nivel, puteți să ajungeți fiecare, în dependență, cine și ce viteză are. Cineva o face mai repede, cineva o face mai greu, nu are importanță, dar ideea este că fiecare poate să-l facă. Uitați-vă până la nivelul 6, eu personal am venit cu 100 de dolari, am muncit, am lucrat, m-am împărțit cu informația cu alte persoane și timp de 8 luni de zile am făcut o cifră de afaceri de 100.000 de dolari. Am primit premia și de 1.000 și de 25.000 de dolari. La ziua de astăzi, la mine în echipă, deja sunt două persoane care au ajuns la nivelul 13, la nivelul 6, 13% și au primit doar premii în jur de 8.000 de dolari. Și uitați-vă, dacă voi veți face, veți avea o educație financiară și toți banii care îi câștigați la companie, vă veți face vouă singur depozit în Forex, spre exemplu, da? Până la nivelul 16 puteți să câștigați de la 14 până la 16.000 de dolari doar bonusuri plus premii, da? Și uitați-vă la momentul acesta, având 15.000 de dolari în lucru, voi deja veți avea în jur de 1.000-1.500 de dolari un venit pasiv lună de lună. E ok? Păi e super! Pentru că eu timp de 8 luni de zile în companie am câștigat 14,5 de 14.500 de dolari, da? Și care mi-a duce un venit pasiv în jur de 1.000-1.200 de dolari. E super, pentru că eu în viața mea, în network marketing, nu am câștigat atâția bani. Dar aici timp de 8 luni de zile am făcut. Adică poate să fac oricine și mai ales că am venit cu un start de 100 de dolari. Mai departe, pentru cei care doresc să meargă mai departe, da? Avem încă niveluri de 16,25, 16,35, 16,75 și 17%, da? Ce ne spune nouă aceste 17%? În momentul în care veți alege acest nivel, păi uitați-vă, ca să faceți 17%, aveți nevoie să ajutați cel puțin 10 persoane să ajungă la nivelul 16%, dintre care 3 persoane să fie 16,35. Adică, la momentul acesta, în echipa voastră, cel puțin 20-30 de mii de persoane vor fi financiar liberi. De aceea, și chiar să socotiți, cât e 20-30 de mii de persoane? Este mai mult decât un oraș. Și noi nu numai putem schimba situația financiară a unor familii, a unor oameni, dar noi putem, într-adevăr, să ridicăm situația economică în țările noastre de unde noi suntem. De ce eu lucrez
De ce eu am început să fac în limba română? Pentru că mine este important, nu numai eu, să fac aici un venit, să-mi schimb viața financiară, dar vreau ca fiecare să contribuim la ce ca să schimbăm situația financiară, situația economică în Republica Moldova, în România, nu are importanță. Desigur, nivelul 2 și 3 putem face direct, investim 3.000 de dolari sau 7.000 de dolari, 10.000 de dolari și în acest moment compania ne va remunera cu 7% sau cu 9%. Și uitați-vă că avem un abonament anual, obligatoriu, el se pornește din 6 martie, de săptămâna viitoare. Și uitați-vă că eu cunosc multe companii unde de network marketing, cu toate că această companie nu este network marketing, are instrumentul din network marketing, dar nu este business de network. Și uitați-vă, în orice companie, când vreți să luați partea de business, să nu vă folosiți numai de bad-uri, de produsele care are, voi trebuie să luați din start franciza. Corect? Corect. Aici, compania vă dă posibilitate să faceți o investiție de 100 de dolari, să vedeți cum lucrează banii la voi. După aceea, începeți a lucra, câștigați 300 de dolari în companie și după ce veți avea o cifră câștigată, da, adică o limită de 300 de dolari câștigați, compania vă spune, dacă vrei mai departe să câștigi, ia-ți un abonament de 100 de dolari pe an, care îți dă posibilitatea pe lună până la 1000 de dolari să primești atât bonusuri cât și premii. Dacă tu vezi că 1000 de dolari nu-ți ajunge, tu ai 90 de zile pentru a face un upgrade, da? Adică pentru a-ți schimba pachetul. Poți să adaugi 200 de dolari timp de 90 de zile și tu deja ai trecut la pachetul de 300. Și ai voie până la 3.000 de dolari să primești pe lună atât premii cât și bonusuri. Și așa mai departe. E interesant? E interesant pentru că ea îți dă întâi posibilitatea să câștigi 300 de dolari și după asta să-ți iei un abonament. Pe când în alte companii, eu personal le cunosc și nimeni nu o să nege, vii din start și ei și tu nu știi, vei câștiga bani sau aici sau nu. Dar aici îți dă posibilitatea întâi să vezi. Poți tu câștiga banii aici sau nu? Și după asta ia-ți abonamentul. Mai departe, foarte lucru important pentru ca să înțelegeți că nu este o companie financiară nelegală și care se va închide peste un an sau peste doi. De ce? Pentru că compania, în momentul în care orice investiție vine, se achită avans din bugetul personal. De aceea, în momentul în care ați făcut depozit, 100 de dolari, 500, 1000, nu are importanță. Înseamnă că 3 luni de zile voi nu puteți îmbla la acest depozit. Dobânda în fiecare lună voi puteți scoate, dar depozitul nu. De ce? Pentru că compania are nevoie ca depozitul vostru să lucreze și să-și întoarcă în buget banii cheltuiți. Plus la asta, orice investiție este pe termen lung, da? Noi cunoaștem. Și știm, și la bănci, dacă faceți o investiție și ați pus-o pe un an de zile, dar o retrageți mai înainte, desigur, la banc tot este o amendă. La fel și aici, este un comision, o taxă, o amendă, că dacă de la 3 luni până la 6 luni voi depozitul scoateți, compania nu reușește să-și scoată timp de 3 luni de zile toate cheltuielile, de aceea ea are nevoie să-și întoarcă banii înapoi și o face prin comisionul 30%. Dacă aveți nevoie de la 6 la 8 luni de zile să vă retrageți depozitul, este o amendă de 20%. Dacă aveți nevoie de la 8 până la 10, până la un an de zile, este un comision de 10%. După un an de zile, noi achităm 5% dacă noi scoatem banii, depozitul, achităm cheltuielile care au avut loc pentru retragerea banilor care se achită companiei de brochetaj. Da? Este clar? Compania cheltuielile nu și le ia ea. Le ia pentru că ea achită. Și plus la asta, da, ea poate reușește timp de la 3 până la 6 luni să-și întoarcă cheltuielile. Dar este o companie de investiții care are nevoie ca ea să se dezvolte, să meargă mai înainte. De aceea, venitul ei este pentru aceea ca să încă să lucreze, să facă noi direcții. Și comisionul acesta, noi îl achităm. La fel, butonul când se conectează, noi în orice moment, la orice oră, putem conecta,
apăsăm și depozitul, soldul pică la balans, noi îl scoatem la orice oră, în orice moment. Încă o dată, merge vorba despre depozit și nu merge vorba despre dobândă. Dobânda o dată în lună, fără probleme, noi putem să o scoatem, totul este ok, 24 din 7. Și uitați-vă care este realizările noastre deja. O persoană deja a primit un bonus de $1.000.000 timp de 3 ani de zile de când lucrează companie. 12 persoane deja au primit bonus de 500.000. Adică, timp de 3 ani de zile, compania a reușit să facă 20 de persoane, cel puțin, da, milionieri. Cu toate că când am fost acum în Dubai, am văzut că 36 de persoane deja sunt milionieri datorită acestei companii. Și așa mai departe, da? De aceea vă spun încă o dată, fiecare o poate face. Cineva doar o face mai puțin, mai repede, cineva o face mai greu. Dar dacă voi veți analiza această companie, veți vedea cum totul lucrează și vă veți da o șansă să fiți aici, aveți o garanție că mai devreme sau mai târziu veți afișa premii și voi. De aceea eu vă doresc investiții de succes cu un partener de încredere, vă urez răbdare și posibilitate de a face o analiză rece, de a vă găsi timp și de a vă aprofunda, de a vă suna cu persoana care v-a invitat la această prezentare. Dați întrebări, pentru că orice suspiciuni, orice dubii apar doar de la puțină informație. De aceea, dacă vă veți informa corect, veți analiza corect, veți înțelege adevărul care este în această companie și, într-adevăr, se va schimba foarte tare situația voastră financiară. Eu vă doresc o seară frumoasă și vă mulțumesc că ați fost prezenți la această prezentare. Dacă aveți întrebări, eu sunt gata.